Salutare dragilor și bine v-am găsit la cel de-al șaptelea episod din Variat Lifestyle. O am alături de mine pe Laura Chiriță, căreia îi mulțumesc că ne-a primit la ea în atelier. Plăcere, bine ați venit! Spune, Laura, cine ești tu? Cine e Laura Chiriță, omul? Laura Chiriță, omul sau Laura Chiriță, designerul, nu e o diferență mare, că e același lucru. Adică, cred că sunt mai mult designer decât persoană fizică. Că munca e undeva la 90% din timp. Da, nu știu, sunt o fată de 29 de ani, mai 4 luni, până la marele 3. Și fac rochi toată ziua. De unde pasiunea ta pentru rochi? Cum a început totul? Nu știu să zic exact cum a început. De undeva de când eram mică, țin minte prima ținută așa gândită de mine undeva pe la 11 ani, dacă țin eu minte bine, clasa 4, 10-11 ani. Știu că era ceva inspirat din Spice Girls pentru o serbare și eu am gândit-o și cu bunica mea am cusut-o. Am făcut furori la serbare din clasa 4. Deci da, oricum, cred că mereu am știut ce vreau să fac, a fost așa drumul un pic mai lung, dar mi-a plăcut dintotdeauna. Nu știu de ce, e așa o atracție. Ești așa un hibrid între comunicator, să spun așa, pentru că ai terminat o facultate de comunicare și designer. Cum se îmbină cele două? De unde comunicare și design? Nu știu, se îmbină foarte bine, dar asta am aflat după, că nu am vorbit cu planul ăsta de a le îmbina. Când era mică vorbeam foarte mult, încă vorbesc foarte mult și bunica mea zicea că trebuie să-mi fac avocat. Nu m-am făcut avocat, dar mi-am dat seama așa prin liceu, când am ales facultatea, că, nu știu, mi-a plăcea un loc în care se vorbește mult și vorbești mult pe bani. Și am gândit la comunicare. Se vedeți foarte bine, asta am aflat un pic mai târziu la master, am făcut master în design vestimentar. Am văzut un pic minusurile colegilor mei, care poate erau un pic mai creativi și conceptuali ca mine, dar nu ar fi știut cum să își prezinte creațiile și eu cumva, având gândirea asta de PR în spate, din momentul în care gândesc o piesă sau o colecție, parcă deja știu pașii următori, cum vreau să prezint, ce vreau să scriu despre ea, cum vreau să o marketez și așa mai departe. Și ajută foarte mult. Te-a ajutat și atunci când ai început tot business-ul tău cu atelierul? Da, da, evident. Păi cine are bani la început să plătească, nu știu, om să-i scrie textele, încă le scriu eu oricum toate. Textele pentru site, postările pentru social media și așa mai departe. Da. Te ajută, plus că te ajută foarte mult să... Cred că nimeni nu poate să-ți prezinte produsul mai bine decât tine. Sau ar trebui să găsești, e foarte greu să găsești omul potrivit care să aibă așa un click cu tine și să știe cum să-ți prezinte creațiile. Dar dacă poți tu să faci asta și ai cumva o pricepere, atunci cred că e cel mai bine. La început. Mă gândesc că e destul de greu să pornești așa un business. Chiar te-a ajutat partea asta de comunicare, pentru că mă gândesc că sunt și suișuri și coborâșuri și te gândești că poate, uite, viziunea mea nu se pliază pe piața asta, pe ce se cere în momentul de față și totuși trebuie să-ți păstrezi originalitatea. Cumva trebuie îmbinate așa toate ca să ajungi... Da, da. Eu am avut noroc cumva că eu... Înainte să am o formare în design vestimentar, înainte să am o diplomă, lucram deja acasă, făceam la rochi la comandă, rochi de seară și cumva mi s-a potrivit, adică stilul meu nu e foarte conceptual și foarte artistic cumva, mi se potrivește mult mai mult partea asta purtabilă și chiar îmi place, adică asta e satisfacția cea mai mare, știi, nu aveam satisfacție în momentul în care aveam expoziții cu școala într-un spațiu expozițional, satisfacția cea mai mare în momentul în care vezi că e purtată rochea și lumea după aia se simte bine în piesa creată de tine. Deci am avut noroc pe partea asta că nu a trebuit să mă forțez foarte mult să fac lucruri comerciale. Poate că nu e noroc, e... Pur și simplu așa e mâna ta, e talent, ești tu. S-a potrivit cu perioada, probabil. În altă perioadă nu cred că se potrivea ce fac eu. Se poate, dar nu cred. Pentru că cerința pentru domeniul ăsta a existat întotdeauna. A existat întotdeauna și va exista întotdeauna, dar sunt foarte mulți care abordează un stil și se potrivește un stil care nu e foarte comercial, care nu se cumpără acum, poate sunt haine prea avangardiste sau
poate au un stil prea minimal și atunci nu reușesc să trăiască din asta. Eu m-am nimerit cumva undeva la mijloc, între prea comercial și, și mi s-a potrivit. Și de-aia zic că am fost un pic norocoasă pe partea asta, că nu m-am forțat. În acesta se împlinesc 3 ani de când atelierul a luat naștere, să zic așa. Cum a fost tot parcursul de la început și până acum? Mie mi se pare că e abia la început. Adică da, sună mult, 3 ani, de fapt sunt și mai mult de atât, 3 ani efectiv de când am terminat cu masterul și am făcut firma propriu-zisă. De atunci am calculat, au fost 3 ani undeva în septembrie. Dar așa sunt vreo 10 de și luat comenzi și colecții și așa mai departe. Parcursul a fost ca orice pasiune care se transformă în afacere și în job. Cred că toată lumea întâi începe prin a face în weekend-ul sau după lucru, când am avut tot felul de job-uri sau în timpul școlii, la fel, după școală. După aia îți acaparează tot mai mult din timp, crește, se transformă în job. E așa, un du-te vino până când îți dai seama că gata, ai pornit. Păi aș asemăna un pic cu atunci când înveți să mergi pe bicicletă, știi, și ai, da, pe bune, ai roțile alea ajutătoare, dar nici nu știi când renunți la ele și cred că e la un moment dat așa un pic natural. Încă nu știu, sincer, dacă mai am roțe ajutătoare sau nu, dar o să aflu. Câți oameni sunt în spatele atelierului? Nu e un număr constant, sunt eu cu asociatul meu, constanți, asistenta mea, Meli, e constantă și am ajutoare colaboratori în jur de 3-4 în funcție de cât de aglomerat e. Plus, avem o colegă nouă din București care se ocupă de site acum de la lachiniță.ro și așa, încet, încet, nu știu să zic exact un număr anume. Undeva între 1, că sunt perioade în care sunt doar eu aici, între 1 și 5, depinde de perioade. Care e dușa ta personală? Cum recunosc o persoană care poartă o creație la lachiniță? M-am gândit la asta de multe ori, să știi, că multe persoane mi-au zis că am văzut pe cineva la o nuntă într-un loc și sigur era făcută de tine. Și eu nu înțelegeam, dar cum îți dai seama că e făcută de mine? Vezi că e ceva așa, în principiu în broderie sau cum combin materialele și broderia în sine, e acolo o chestie. La o roche, precum e cea din spatele meu, cât timp se lucrează? Depinde foarte mult ce mai am pe lângă, pentru că nu se lucrează doar la rochea respectivă. De obicei când se ia o comandă, se ia cu mai multe luni înainte și se întrepătrund așa pe mai multe probe. Dar dacă m-aș pune, de exemplu, într-o dimineață să fac o roche de genul, cred că în vreo 10 ore, să zicem, probabil aș termina-o. Dar asta, ori să fie client aici și să pot să-i fac probele aici, ori să nu trebuiască să fac probe, să am măsurătorile și să fie bine din prima. Înțeleg. Ce material îți place să folosești cel mai des? Toate. Nu știu, cel mai des, pentru că lucrăm foarte mult pe rochii de seară, îmi place foarte mult să folosesc, să creez din broderie ceva, adică dintr-o bucată de material pe care eu o tai, eu o recompun, eu o regândesc, să construiesc ceva. Și îmi plac materialele care dau o structură, dar sunt foarte ușoare. De obicei, tiulul. De curând, aș vrea să vorbesc acum puțin și despre proiectele tale și știu că de curând a avut loc lume unde ai realizat câte ținute? 70 peste? 230. Oh, bun! 230 de costume. Și cum a fost această experiență? Pentru că e un număr destul de mare. Da. N-am știut foarte bine în ce mă bag, adică avusesem o discuție cu Suca de la ambasada de la Play și cu Kevin Finan, directorul creativ, și eu eram foarte încântată de povestea în sine și de am transpune ideea pe foaie, pe schiță. Nu m-am mai gândit mai departe, că stai un pic, că schița asta noi trebuie să o și facem în 200 și ceva. Ieșeam la un moment dat că s-ar putea să fie cât 300, dar n-am ajuns la 300. După care am început și a fost așa, e ca un hamster când se pune pe roata aia, nu mi-am dat seama, ce a fost că la un moment dat vreo 3 săptămâni în care atelierul arăta fabrică, atunci da, a fost echipa aia de 5, atelierul arăta fabrică și nu știa efectiv pe ce să pui mâna și a fost așa, nici ne-am clipit de două ori și după aia a fost gata, a fost spectacolul,
am și răcit că am stat acolo afară cu ei. Dar a fost foarte fain, nu mă așteptam să fie. Adică experiența cea mai faină a fost după ce au fost gata costumele și am stat o săptămână cu ei acolo la repetiții, pe când le-am probat, le-am ajustat, le-am... Fenomenal, de la organizator la voluntar. Awesome. Și acum, la ce proiecte să ne mai așteptăm din partea ta? Știu că vei lansa două colecții? Da, urmează chiar săptămâna viitoare să avem ședința foto pentru colecția de toamnă-iarnă și prima colecție de rochi de mireasă. Pentru că vă participa și la un târg în decembrie și am, după mai mulți ani de făcut rochi de mireasă custom made, mi-am dat seama că poate e momentul să expunem un stil al nostru, să-mi dau seama așa cam care ar fi amprenta mea și să fac câteva rochi care să arate. Și ce aduc nou rochile tale în domeniul rochilor de mireasă? Asta am învățat mai mult prisma clientelor cu care am avut contact. Majoritatea ajungeau la mine după ce mergeau la târguri sau magazine și încercau toate rochile posibile. Și își dădeau seama că sunt prea încărcate, nu găsesc nimic pe gustul lor, vor ceva în care se simtă lejer, pentru că o poartă foarte mult, dar să și arată bine, să aibă și susținere, să facă magie, dacă se poate. Și cam asta încerc să fac, nu neapărat magie, dar încerc să le fac să fie cât mai ușoare, adică la mine e testul umerașului, în momentul în care, mai ales că eu sunt mică, de aia să iau eu umerașul ăla în mână și să nu simt că e grea rochea. Chiar dacă ea e pompoasă, să fie ușoară și să fie comodă, oricât de elegant ar fi. Și nu neapărat albă, majoritatea sunt culori pudrate, poate chiar nisipiu, rozaliu, lila, o să fie foarte interesant. Îndrăznesc, aș spune eu. Un pic. Laura Chiriță nu înseamnă doar rochi de seară și de mireasă, cum ai spus și tu, înseamnă și bluze, înseamnă și tot felul de... Și dacă te-ai dat în proiectele mele, pe lângă Lumen, am mai avut proiecte de design uniforme, de exemplu pentru Clubul Epic, le-am făcut uniformele în câteva sezoane, design pentru uniforme medicale, de exemplu. Nu le fac neapărat eu aici, dar pot să-mi pun amprenta și pe alt fel de ținute, nu neapărat pe damă și nu neapărat pe rochii de seară. Laura, eu îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi. Aș vrea să le spui celor de acasă unde te pot găsi. Pe Facebook Atelier Laura Chiriță sau pe www.laurachiriță.ro. Așadar, dragilor, rămâneți cu noi și urmăriți-o pe Laura pentru noile ei colecții. Nu uitați să ne dați și un subscribe!